Polițiștii au capturat suspecții în cazul omorului șocant din Timișoara. și șase presupuși criminali cetățeni pakistanezi au fost depistați în București, într-un mol după ce au fugit din orașul în care și-au comis gestul brutal. Tragedia a avut loc acum o zi când un bărbat afgan a fost descoperit mort pe străzile unui cartier timișorean, victima unui atac cu cuțitul. Medicii nu au putut salva viața bărbatului, iar polițiștii au preluat cazul, pornind în urmărirea celor care au comis fapta. După o zi intensă de căutări, autoritățile au identificat șase bărbați din Pakistan, suspecți în cazul crimei. Aceștia au părăsit orașul în grabă, în speranța că vor scăpa de justiție. Cu toate acestea, polițiștii au reușit să-i localizeze într-un mol din București. Cercetările au dovedit că victima a fost atacată în urma unui scandal și a fost înjunghiată de către cei șase bărbați care au aplicat trei lovituri de cuțit în zona inimii. Cetățenii pakistanezi au fost transportați la audieri în Timișoara, iar ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele exacte ale crimei șocante